la Ținutem se definește prin tradițiile sale și este cunoscută prin obiceiurile sale populare. Unele fac respecție din basme. Lumea din fiecare face parte țăranul, a fost întotdeauna bogată cu obiceiuri și tradiții care ascund înțelesuri profunde despre relațiile interumane și despre relațiile oamenilor cu natura. Astăzi vom vorbi despre patru obiceiuri foarte frumoase ale țăranilor bulgari din România, care sunt moștenite din moși strămoși și pe care bulgarii le-au adus cu ei din patria mamă, păstrându-le cu sfințenie în suflet. Este vorba de zarezan, obicei cu... Cucherițe din comuna Plănești Ilfov, Popoșarca, Noaptea Mironosițelor din comuna Bălen Dâmbovița și Tudorița, Paștele Cailor din Târgoviște Dâmbovița. Deci am ales să vă prezentăm aceste patru obiceiuri bulgărești, deoarece toate au un anumitor comun și anume primăvara și influența acesteia asupra vieții oamenilor, în sensul în care natura își revine la viață, încep lucrările agricole, ce înseamnă grânele și legumele, necesare traiului, se întorc și se îngrijesc viile și omul obișnuit se roagă pentru sănătatea lui. Acestea fiind spuse, invităm în continuare Asociația Bălgărski Izvori din Comuna Izvoarele să ne spună semnificația obiceiului zarezan și să ne prezintă momentul artistic. Bună ziua! În primul rând mulțumim pentru invitație. O primăvară frumoasă, ne simțim bine la dumneavoastră. O să vă prezintăm colegii mei care facem împreună Asociația Bălgărski Izvori. Domnul președinte, Mihai Lecu, vă mulțumim. Eu mă numesc Chirianu George, fac parte din asociație, sunt vicepreședinte. Colega mea, Irina Cune, vicepreședinte și coregraful ansamblului nostru, de doamne. Și bineînțeles, Bianca Vasile, binecunoscută Bianca Vasile, așa, care este secretarul general al asociației noastre. Vă mulțumim pentru invitație. Am să predau cuvântul colegului meu și președintele acestei asociații, Mihai Lecu. Bună ziua, eu sunt Mihai Lecu. Suntem onorați și deosebit de bucuroși să participăm la acest eveniment pe care îl găsesc deosebit de impresionant, chiar mi-au plăcut caii și toată organizarea. Evenimentul onorat cu prezența domnului ambasador, excelența voastră, a domnului deputat, stimația domnului deputat, și nu în ultimul rând a dumneavoastră a tuturor. Cinci cu dumneavoastră. Eu sunt Mihai Lecu, așa cum a spus și colegul meu George, noi cei de față, împreună și cu altă colegă, doamna Stella Curgea, care astăzi nu este prezentă, am înființat Asociația Bălgărski Izvori, Izvoare Bulgărești, din Comuna Izvoarele, județul Telorman. Cu siguranță pe colegele mele, Bianca și Irina, l-ați mai văzut la evenimentul dumneavoastră, în alți ani, dar eu și George suntem pentru prima dată și ne face o deosebită plăcere. Pentru mine, personal, este cu atât mai important și mai emoționant, pentru că mama mea se trage din aceste lucruri, este din Nucet. Eu am copilărit în Nucet, am prieteni, veri, rude, în Târgoviște, în Nucet, în Pucioasa și chiar mă simt mândru că fac parte și din zona aceasta. De fapt, noi toți simțim acum că facem parte din această familie extinsă a comunității bulgare din România. Sau citind mai plastica exprimarea domnului deputat Nacov, dacă îmi permite, îmi place să folosesc sintagma că noi toți suntem bulgari români. Asta. Astăzi vom încerca să vă transpunem în mica noastră comunitate din sudul țării, Comuna Izvoarele, unde pe 3 februarie se sărbătorește zarezanul.
Este o sărbătoare cu începutul din vremuri străvechi, pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri și pe care o cinstim și celebrăm și în prezent. Este o sărbătoare religioasă, Sfântul Mucenic Trifon, fiind pomenit și în calendarul creștin ortodox pe data de 1 februarie. Legenda spune că odată, de mult, cam prin secolul III, pe vremea Imperiului Roman, un roi de lăcuste s-a abătut asupra vinilor și vă dați seama ce semna pentru roman să nu aibă vin pe masă. Un creștin din acele vremuri, pe nume Trifon, s-a rugat Domnului, fiind foarte credincios, Domnul l-a ascultat și astfel a fost salvate vinile și vinul. Din păcate, cele din urmă, Trifon a fost omorât, a fost tăiat de către romani, fiind creștin, și astfel a fost martirizat. Denumirea de Zerezan, în limba bulgară, se numește cel tăiat. Așadar, numele Trifon Zerezan ar fi tradus în Trifon cel tăiat. Este cunoscut ca fiind ocrotitorul viilor, al celor care lucrează și îngrijesc via și culturile în general, protectorul cârciumarilor și al băutorilor de vin. Acum înțelegeți de ce iubim așa mult această sărbătoare în izoarele și o sărbătorim cu mare fast. Te aducem aminte de ea ori de câte ori avem ocazia, dacă am putea în fiecare zi. Pentru că este o sărbătoare frumoasă și ne place. În Bulgaria se mai sărbătorește după calendarul vechi și pe data de 14 februarie. Vă dați seama când occidentali sau cei care cam preluat și noi sărbătoarea aceasta occidentală de Valentine's Day și oferim flori iubitelor noastre, în anumite părți din Bulgaria oferă un pahar de vin. Dacă e roșu și puternic, cred că este bun și pentru Domn și pentru Doamne. În fine, la mese sărbătoare începe la prima oră de dimineață, când femeile se trezesc și frământă pâinea. O decorează cu motive specifice, după cum puteți vedea, struguri, frunze de vie făcute din oalat, o coc, apoi o pun într-o desagă, într-o turbiscă, cum spunem noi, ca aceasta de aici. Și după aceea, toți oamenii merg la slujba de dimineață. Ca și aici, și la noi de Zerezan, se face o slujbă la biserică. La slujbă participă toată comunitatea, bărbați, femei, copii, toți îmbrăcați frumos. Iar după slujbă, bărbații își iau desecele cu merindele pregătite și pleacă împreună în câmp spre vie. Odinioară se pleca călare pe cai și cu trăsuri, căruțe, dar acum, nefiind prea mulți cai, se merge mai mult pe jos. Acum știu că sunt toți caii frumoși, sunt aici la dumneavoastră. Anul acesta, când am marcat evenimentul la izvoare, m-am ambiționat să respect obiceiul ca să merg în vie, m-am urcat pe cal, de fapt era o iapă, am fost și pe ea și pe sudea, dar important e că am respectat tradiția. Să revin la subiect, bărbații merg în câmp în vii, femeile nu participă, există o superstiție care spune că dacă vin femeile în vii atunci când se face ceremonia, aduce ghinion. Așadar, colegilor, glumesc, este doar o simulare și le permite să stea alături de noi. În vie, preoții care însoțesc calaiul mai țin o slujbă, o lipsă de fapt, rugându-se Domnului să ocrotească vinile și culturile împotriva lăcustelor, bolilor și a tuturor dăunătorilor. Vinile s-a îngărăut bun, adică berechet, cum se spune în Bulgaria. Fiecare dintre cei prezenți scoate din pământ de la capul viei, îți groapă o sticlă de vin îngropată cu un an înainte, în toamnă, se fac degustări, se analizează vinurile, se ascultă povestea fiecărei picături din fiecare sticlă, ce mai, se face un mare praznic și la final, cel care are vinul cel mai bun și cel mai mult, contează și cantitatea, este ales desemnat de către toți prin vot, țarul viilor. Acesta taie trei joarde de vin din trei butuci, din partea, o să vă arăt imediat, din partea de sus, din mijloc și din cea de jos, le stropește cu vin, se închină și tot se roagă la Sfântul Trifon să plătească viile, culturile și pe cei care le lucrează. Se dă noroc să bea un pahar de vin, se consumă pâinea, se consumă și puiul fript, care este obligatoriu, vecinii, prietenii, consătenii, toți care se află acolo, se felicită între ei și urează unul altuia succes, să aibă producție bună, belșug, să fie feriți de necazuri, și așa se marchează începutul unui nou an viticol. O să vă arăt foarte pe scurt cum se taie. Deci așa cum am spus, se taie trei joarte
din partea de sus, de mijloc și de jos a fiei. Le-am stropit cu vin în semn de belșug și apoi toți închină un pahar de vin, poți să servești tu, George, chiar trebuie să-l degustăm. În continuare, voi citi o poezie dedicată Sfântului Trifon, în bulgară. Aceasta este despre ceea ce v-am povestit până acum, că scrie sărbătoarea din vie, cum se taie joarbele, este și un îndemn către oameni să uite de supărări, de răutăți, să se bucure împreună de sărbătoare și de producția de vin. Este și un mesaj de optimism. Năbite în bătlițe te ruinu vino, i trecvăte când stare în legdan, zăberechet negros de prezgudinătă, pardă cu mole, Trifon zărezan. Zaino da trec încă luziată, i că cât uteadă fi de vremena, de culinice în smirul nezemiată, i e pogare să slubov, cătu jena. A sletuva, cu trozove te prăcii dă udreji, să fii nu chipule, dnes de zăbravi în iad vii brăcii, i drujno mășcăpețe în dăzăpeni. Sfeteță ște ni gledă o gore sradus, fucite muște breznă tihi mării, ște si pripomnut liteală tăm radus, na esen, bășfite să-ți vinu și te năpână. Eu iubesc această sărbătoare, Zărezanul, sărbătoarea vinului. Eu sunt consumator de vin, îmi place să-l produc, să-l îngrijesc și, în final, să-l consum. Bineînțeles, cu moderație, de cele mai multe ori. Și pentru că anul acesta chiar am făcut un vin bun, vă voi recita și o poezie închinată acestei băuturi cunoscută din timpul străvechi. Sunt câteva strofe scrise de un poet bulgar, dintr-un sat ficticol, din Prolom. Este o parte din poezia lui Tudurencev, se cheamă poetul. Versurile sunt cam așa. Dar trebuie să iau o gură de vin ca să am inspirație. Că... Cred că așa a făcut și poetul când a scris poezia. Bând o gură de vin bun, s-a gândit la următoarele versuri. Tu va vino, e praznic zădușată, zăgărnul tu e frică de îmbălsan, to bărzu pravi mi se rădă crilată, ciuvecă-ți negu ne ustavă sam. Năpincă tăi samul de izbrani, v bărci te utrăjeavă de vecuvete, lubofi slănțe f negu să săbrani, ut negu pier dorii buguvete. Dă-l vignem ceasă veste de durjino, i necă te blăbădărim la nebesată, blăgoslovechii tu va citești cu vinul, dâneză expălim să slubov sărțată. Mulțumesc! Mai am câteva cuvinte și cu mare emoție și entuziasm descoper lucruri care ne leagă, sunt mici și amănunte, dar care ne fac să ne dăm seama cât suntem de apropiați unii de alții. Tudorița, sărbătoarea de azi, a bulgarilor din Târgoviște, din Buvița, are multe elemente comune cu Zărezanul, sărbătoarea noastră, a bulgarilor din sudul țării. Este o sărbătoare a grădinarilor și a cultivatorilor de legume. Se participă împreună cu caii, femeile frământ aluatul cu pâine, colaci, concită. Se face, în ambele cazuri, o slujbă la biserică. Atât Zărezanul cât și Tudorița sunt sărbători care anunță începutul noului an agricol. Și la fel ca și la dumneavoastră azi, după ceremonie, ne-am strâns și sărbătorim, socializăm, așa și la noi, după ceremonia din vii, toți oamenii se strâng, merg la cel desemnat țarul viilor, beau și mănâncă, acesta trebuie să-i cinstească că a fost ales. În încheiere, vreau să vă mulțumesc încă o dată și îmi doresc să vă ne vedem cât mai mulți, la cât mai multe evenimente. Mesajul meu este să fim buni, să ne iubim semenii, să ne focusăm pe împăcarea cu noi înșine, să iertăm și să trăim în armonie. Ar trebui ca noi să fim, fiecare dintre noi să fim mândru de originele sale,
recunoscător țării în care trăiește și împăcat cu el însuși. Vă mulțumesc! Da. Aș vrea să-l invit pe domnul Costache, gazda de astăzi, să rup o bucată de pâine. Și George, poți, te rog, să împarți, domnilor, ca simbol al belșugului și al bunăstării, câte o joardă de vie, un mic mărțișor. Nu, pâinea că e ruptă și făcută la... Pâinea este pentru consum, e făcută de mama Bianca, și putem să închinăm și un... Na zdravie, всички вас, всички хубаво, да се живи здраво. Там ако ни парта нас, треба му зумим. Бяха, ако не се спите ва. Мулзумим таре мулт. Îi vedem deja pe scenă, așa că o să te rog să vin alături de mine pe Cuci din Comuna Brănești. Să ne spune semnificația obiceiului cu cheile. Sărbătoarea are loc în prima zi de luni după data secolului de brânză și are un aspect de carnaval cu personaje mascate și alaiuri alegorice. Îl invit alături de mine pe Stoiciu Daniel. Mulțumesc. Mami! Mami, uite! Zăpări fără stup să-ți cucheți ca grupa Odbrănești. E discă de manifestare naștere obicei. Naștere, o să vă spun română. Da. Obiceiul nostru este legat de venirea primărului și reprezintă începutul muncilor agricole. Mă scuzați. Nu sunt obișnuit. Acum despre modul în care se maschează. Primul element definitoriu al crucilor este masca. Și regula este că un lucru odată mascat nu trebuie să fie recunoscut. De aceea nici nu vorbim prea mult în timpul reprezentației. Al doilea element definitoriu sunt acioaiele cu care noi ne anunțăm prezența. Și dorim spiritele rele, bineînțeles. Dar cam atât despre noi. Cu mulțumim pentru invitație. Cu mulțumim. Haideți! Și costume de tipuri. Cea mai îndrăvană dintre cucoaice este baba. Baba. Baba se ocupă de curățenia de primăvară. Un alt element definitoriu al tradiției noastre este bătaia ritualică. Mia Vasile este un tătean. Acum vă arătăm cum se face.
Acum intră în scenă sperietoarea, un duh rău care ne vântuie. S-a întâmplat ceva. Nu este bine. Cu coacele se adună să înjurească. În bucul chip, vine bine în ajutor. Minune! Totul e bine, nu se termină cu bine. Acum și noi la rândul nostru vrem să-l invităm pe domnul Costache Cristian. Tradiția păstrată cu sfințenie spune că, după cântarea primului cocoș
scrisa, femeile trebuie să aprindă lumânări la toate mormintele și să le dăuieze. Acest lucru semnifică faptul că morții își vor găsi iertarea. Femeile din Bălenţări se mândresc cu faptul că sunt numite miromosițe. La final, ele se strâng în fața bisericii, unde cântă și dau de pomană bucate alese în amintirea decedaților. Dacă până acum câțiva ani, la cimitir, veneau doar văduvele, astăzi numărul femeilor care participă este foarte mare, deoarece există dorința de a continua acest obicei, care se continuă a doua zi dimineață cu un alt obicei numit bocoșarca. În limba română s-ar traduce cu vărsatul de vânt sau cojarul, care se manifestă cu precădere la copii, iar esența sărbătorii se referă la sănătate. Bocoșarca este identificată ca o ființă de temut care în creierii nopții se aude pe la răspântii de drumuri, pe la fântâni, plângând dacă nu-i se fac poftele. Pentru această sărbătoare se pune o masă cu bucate alese în fața bisericii, fiind o răscurce de drumuri, unde toată lumea este invitată. Ziua se termină cu dansuri bulgărești specifice zonei. Dar, cum întotdeauna există un dar, pentru a vă convinge, vă așteptăm la Bălenţări pentru a petrece împreună și pentru a vă convinge că această comunitate luptă pentru a putea fi duse mai departe aceste tradiții și obicei. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult! Acum mă așteptăm alături de noi ansamblul Horou al Asociației Bălgărzi de Ramos. Thank you.
fiind aruncii din urmă, îi invităm alături de noi pe ansamblul Bosnice din Târgoviște, al Asociației Zaino. Și acum vom vorbi puțin despre Tudorița sau Paștele Cailor, însă după câte s-a întâmplat astăzi, nu cred că mai avem prea multe de spus. Este sărbătoarea venirii primăverii și începerii anului agricol. În tradiția populară, Sfântul Toader se metamorfoza în cal. Acum ne mulțumim cailor pentru tot eforturile pus de-a lungul anului, pentru tot ajutorul, îi aranjăm frumos, îi pregătim de sărbătoare și îi sfințim și împărțim cu ei la finalul cuvânt o concert. Eu vă mulțumesc și o să le las pe colegii mei în continuare să prezinte momentul acest.
Mulțumim mult, ne-am încălzit cu toții. Cred că a fost frumos. Iată că ne apropiem încet, încet de finalul activității noastre. Cu cine? Dobar den, честит празник на всички свои веници, да бъде жив и здрав на всички българи, живеещи в Румъния. Да живее България, да живее Румъния! А фост о експлозие на бухурие, на веселие, ам доведит ка дака сънтем униц, сънтем ши путернич, сънтем ден де руац însеама. Observați că multe televiziuni ne caută pentru că noi suntem păstrători ai tradițiilor bulgărești din România, pentru că noi, cei tineri, știm să ducem mai departe portul popular, limba strămoșilor noștri și ce este mai important, căutăm și avem această misiune să o predăm mai departe tinerilor. În ce mă privește, mă străduiesc la Comuna Bălin, prin Asociația Bălgăscăragos, Bucuria Bulgară, să continuăm exact ce am spus și să învățăm să vorbim limba bulgară literară. Pentru că noi vorbim o limbă bulgară cu multe cuvinte românești, știți prea bine. Nu vreau să țin prea mult timp microfonul. Vă mulțumesc că ați participat în număr foarte mare față de alți ani. Și sper ca de acum încolo de vedem zaedno, să fim săedineni, săedineni cu frate silătă! Domnișoare! Ne apropiem de finalul activităților noastre de astăzi, dar o să începem cu premiera, practic trebuie să începem, ar fi ultima activitate de astăzi. Totuși, e un moment festiv, un moment extraordinar de frumos. Îl invit pe domnul Marian Costache să vină pe scenă alături de mine. Avem o activitate deosebită. Avem pentru prima oară în Târgu Obiște pe domnul ambasador și mă domnul Marian Costache vrea să spună câteva cuvinte. Mulțumesc Ambasadei Republicii Ungaria în România prin prezența domnului ambasador la Târgu Obiște, domnul Radu Radu Vlacu, și cu această ocazie, în loc să vină pe scenă să-i donesc o plachetă ca amintire că a fost la prima Târgu Obiște la acest eveniment. Cu această ocazie, vreau să ne spună și câteva cuvinte, să ne adreseze câteva cuvinte. Dragii Lucian Pisnachi, scăpii să ne rog puțin. Много съжалявам, че не знам стъпките на кологи, иначе преди една минути ще я бъда с вас. Да играя колото. И това беше наистина изключително символичен край на едно прекрасно представление, на един прекрасен спектакъл на българщината, на един прекрасен пример за това как нашите сънародници, българите в цяла Румъния, практически, като днес видяхме хора не само в Търговище, как се вписват изключително добре в румънския живот, в живота на румънския културен живот, със своята самобитност, със своите традиции. Deci prima dată am auzit cu un dragi compatriot. Eu nu știu exact pașii de la cora, altfel m-a vedeat și pe mine prins la cora această minunată. Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit că sunt astăzi aici în centrul dumneavoastră și vreau să spun că asta este un sfârșit minunat a acestui eveniment care am reușit să-l facem împreună. Искам специално да чрез вас си Костаке да поздравя всички наши българи тук в Търговище, да поздравя всички наши българи, които бяха тук в Излава, Валерия,
Cărnești, un banat, să faceți spunezare în sucii, să facem bojeanul tradiției, să facem bojeanul în razmes, tot în de nu mai se întâlnim din necuri, cu cați mănaște vârstă să zâneate și să Господи, nică Господа în тази, nică тази традиция да продължава следващите поколения. Бъдете с нами и благодаря ви за всичко. Надо да ми вече. Mulțumesc la toți care au participat, mulțumesc la asociațiile din Izvodele, din Banat, din Cărnești, din Baia. Mulțumesc la toți care s-au prezentat aici, care au fost cu noi și mulțumesc pentru posibilitatea de a fi împreună. Vă urez la toți sănătate și prosperitate. Mulțumesc frumos! Mulțumim pentru cuvintele frumoase. Sperăm din tot sufletul că s-a simțit bine domnul ambasador. A fost alături de noi, deci cu siguranță s-a simțit bine. Și îl așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere. Să aplaudăm încă o dată. Mulțumim! Această sărbătoare, Paștele care Căi Pădurii Sa, o sărbătoare pe care am făcut-o împreună cu dumneavoastră, împreună cu acești oameni minunați și caii lor, împreună cu acești copii frumoși îmbrăcați în costume populare care au dansat, s-au jucat, ne-au încântat cu dansurile lor și cu frumusețea lor, alături de dumneavoastră care sunt aici, lângă noi, în sală și încostesc cu noi, și vă mulțumim pentru acest lucru. Toate acestea, însă, au putut fi făcute de, și cu ajutorul primăriei Târgoviște, care ne-a sprijinit foarte mult, dar și cu a doi sponsori care sunt prietenii noștri de ani și care de fiecare dată ne ajută cu mare drag în activitatea noastră, în această sărbătoare frumoasă pe care o avem. Și aș începe cu primul sponsor care ne ajută mereu, Sece Comptile Sa, dacă este aici, să vină pe scenă. A fost și membru în juriu. Felicitări! Îți dau o diplomă pentru sprijin acordat și o facetă. Felicitări și multe aplauze! Și la anul de primul nou! Mulțumim! Al doilea sponsor care l-avem, Sece Romstil, Index RL, nu știu dacă este cineva în sală de aici, dacă nu, îi vom mâna în echipa și îl aplaudăm totuși. Mulțumim mult! Intermediar, da, domnul Cetrean, care este sprijinul nostru al asociației. În continuare, avem tot așa niște diplome și niște plachete surpriză pentru tot niște prieteni de-ai noștri, unii care sunt în prima oară veniți în această comunitatea noastră. Și aș începe să acordăm o diplomă pentru sprijin oferit în această activitate de Tudorii Sa 2023, ansamblului din Izvoarele Teleorman. Mulțumim mult! Vă rog să veniți pe scenă! Felicitări și vă mai așteptăm! O diploma și o pachetă. În continuare, tot un ansamblu frumos, cu siguranță v-am cântat cu dansurile lor și cu obiceiurile deosebitele lor. Ansamblu Cuci din Brănești, Ilfo! Aplauze vă rog! Ceva inedit, foarte frumos, trebuie să recunosc, sunt foarte cunoscuți în țară și în străinătate, să știți. Trebuie să-i aplaudă mână. Felicitări! Mulțumim mult! De asemenea, un ansamblu foarte frumos, vecinii noștri, prietenii noștri, rudele noastre, ca să fie mai aproape, Horul din Băleni. Aplauze, vă rog! Felicitări! Deci sunt doi. De două aplauze. Și în ultimul rând, ansamblul nostru Bosilce, aplauze și mai știi. Domnul Șetrean, care este sufletul nostru. Felicitări!
în continuare, în moment de suspans. Trebuie să facem puțin logistică, să adunăm diplomele. Da? Și o să începem ca și la primele Oscar, de jos în sus. Deci, primele anunțuri vor fi următoare. Vă așteptăm cu diplomele. Se acordă diplome de participare domnului Percu Daniel cu calotina. Aplauze, vă rog! Bine pe scenă. V-a plăcut calul lui? V-a plăcut sigur pe la altă, nu mai aici. Aplauze! Mulțumim! Și o ocupă. Să fiți sănătoși. Mai departe, avem Vlad Petre Bogdan cu calul Mirina. Aplauze! Diplome de participare. Este? Trebuie să mă așteptat. Mai departe, diplome de participare, Vlad Andrei cu calul Roza. Unde este? Să vedem! Aplauze! Nu-l vedem. O să vedem. Mai departe. S-a dus să ne la cap. Se acordă domnului Mișu Cristian calul Suru, diplomă de participare, felicitări! E, uite, am nici nu-i fac, nu-i fac. Felicitări! Bă. Tot diplomă de participare, Mișu Cristian calul Leo, cred că tot ești. Aplauze, vă rog! Mulțumim! Să fim așa, foarte frumos. În continuare, avem o diplomă specială, care este de admisiune. Un cal deosebit cu calul Vasilică. Știe pe ceva calul Vasilică? Este Sancho Sebastian. Aplauze! Este calul acela uriaș. Îl doi. Da. Să-l vedem. Nu mai este. Cu polei. Ah, uite că a venit. Gata. Aplauze! Felicitări pentru cal și călăresc, Sancho Cristian, și un căpăstru și o cupă. Mulțumim! Mai avem trei diplome, respectiv locurile 3, 2, 1. Și locul 3, deniul 3, se acordă lui Angel Ion cu caii Breazul și Prințul. Aplauze, felicitări! Trebuie să ne cunoaștem. Angel Ion este cel mai vechi participant la Paștele Cailor, care încă mai vine la această activitate. Mulțumim mult de tot și mai așteptăm și la anul. O să iei unul diplomă. Premiul 2 se acordă... A venit! A venit! Vecina, gata, am rezolvat-o, am rezolvat-o. Premiul 2 se acordă lui Popoiacu Dumitru cu calul Oscar. Aplauze! Un cal frumos! De fapt, toți sunt frumoși. Uite, ce cal și călăresc, felicitări, aplauze pentru... Și ocupă și mai mare, pentru că este locul 2. Așa. Nu mai am loc. Și premiul 1, cred că... Mai stăm? Mai stăm. A, Cristina crește, trebuie să nu... Cred că și cu toții, pentru că premiul întâi este acordat lui Mișu Cristian Carlo Corleone. Foarte frumos! Aplauze! Și felicitări! Unde este? Tot ea. Felicitări! Să fiți sănătoși și cea mai mare cupă posibilă. Și aici, în centru, da, chiar, lângă mine. Chiar, foarte frumos. Acestea fiind spuse, puteți să ne faceți poze, nu e nicio problemă. Acestea fiind spuse, sărbătoarea tradițională Tudorița și Paștele Cailor de 2023, îi punem punct aici. Sper să v-ați simțit bine și la anul să dea Dumnezeu să ne vedem când suntem în sală și încă o dată poate. Mulțumesc mult și aplauze pentru toată lumea!